Oh my God. Așa. Bun, scot el. No, ăsta e cel mai mare pui din toată planeta. Mordeară un kil jumate. Mhm. Unde mereți așa țantoșă, doamnă? Mă duc să-mi culeg hrana. Dar de unde o culegeți? Să că vezi. Îți arăt eu, nu-i problemă. Îți arăt cea mai bună metodă să nu mor de foame. Că de asta ne temem noi cel mai tare, să nu murim de foame. Se vede, se vede pe noi. Uite, aici avem noi sursa. Sursa cea mai bună. Stai să zic. De unde la Sofi? Te duc undeva, o să-ți placă. Ah, ce bine miroase. Nu știu ce-i mai grozav pui. Anul ăsta am avut probleme de creștere un pic cu ei. Deja am luat mai târziu un naipe, considerentul că nu mai trebuie să le punem bec, nu vor mai avea probleme. De rusale, nu știu când o căzut, în iunie sau mai. Ce mică doamnă. Și acum suntem la final pentru că am tăiat deja două ture. Dar pentru cine nu a mai văzut procedura noastră, avem aici un con în care băgăm pasărea. Nu vrea să plece. Hai să-l văd pe ăsta. Pa, pa, cot, cot. Cot, cot, îl geamă. Hai să mai aducem. Da. Nu vreau mai decât. Ce
Ce faci, Sofia? Lasă-i jos, nu te mai juca cu ei, că s-a terminat. Păi, acum mă pot juca, că nu se mai mișcă și se bată. Mhm. Cum e fierbinte? Da, furtun! Bagă, bagă. Hai, lasă desenatul și du-te. Bagă repede. Nu pot. Așa. Bun, scoate-l. Poți să-l pui și pe jos. Da, ciopul. Sau aici nu? Nu, nu, pune acolo jos. Bun. Wow. Greu? Nu. Bagi de-o dată. Uite a doua oală, Sofia. S-o golești oala aia? Nu. Vă adu ligheanul mare, dragă. No. No, ăsta e cel mai mare pui din toată planeta. Morde are un kil jumate. Victor! Da? Știi ce te-am lăsat pe tine să te joci până noi am lucrat aici? O să ai tu o treabă foarte specială. Când terminăm noi cu deplumatorul, tu o să cureți fiecare bucățică de pană de pe el. De? Dăm un pen în el, îl curățăm și am terminat. Lucrare de 10 minute la 13 pui. Eu zic că s-a meritat. Ești nerăbdătoare să desfaci pui? Poate un pic. Ia, bagi din asta. Victor, dragule, scoate din priză. Cureți de acolo toate penele. Ai grijă. Odată să trec. Oh! Oi. Tera, vrei și tu? Ia-ți unul, care vrei tu? Ai vrea tu? Oi. Doamna țărancă, de aici te descurci. Da. Că eu mă duc să mult caprele, să-mi adăp divolița. Cunut! Să dau la porci și venim fiind la final să mă laud împreună cu tine că ia ce faină lucrare am făcut. Îi direct dezosezi sau ce faci cu ei? Mhm. Bun. Cine e hapnic pe aici? Tu? Eu aș zice că și tu. Da, am zis. Ce stărpă s-o fac? Doar aici, că am prins de el și eu acum. No, avem carne. Nu vom avea. Mai vin poftin, activită, nu? Hai și cântăriță, vezi cât e. Nu, că nu vreau să fiu supărată. Da, este un pic. Este un, de la 13 pui. Fie. Nu, e bine. Tati, îți arăt niște trucuri. Nu mi-a arătat acum. Mă văd pe mamă ta, mă uit la carnea asta și mi se face foame. Păi, mi s-a făcut deja foame. Te rog. Eu și trecut foamea, e când tot așteaptă. Nu-i numai de 11, de dimineață ce ai mâncat, Victor? Cereale. Nu, no, păi nu ți-e foame încă. No, deci am ajuns și la capitolul ăla în care punem carnea la congelator.
că mult am așteptat să o punem. Tu cam câte pulpe zici să bagă în coa? Eu nu zic nimic. Tu pune pentru mine 3-4 și pentru coptică te dau una, două. Una, două. Ție 3-4 și la coptie așteaptă una, două. Vai! Nu să zici mie una, două și pune la copii acolo 4-5. Am glumit, dragă, că știi tu care cât mănâncă. Dragilor, asta a fost tot pe ziua de astăzi. Suntem obosiți deja, suntem și sătui deja de pui. Și asta e bine, că înseamnă că nu ne apucăm la mânca pui până acolo peste o lună. Da, da. Și sperăm că și de data asta v-am fost de ajutor cu ceva. Nu uitați să ne lăsați un comentariu în partea de jos, cum vi se pare voi, cum faceți toată treaba asta. Și nu uitați să ne dați un like și poate chiar și un share. Vă salutăm și ne vedem data viitoare. Și îți arătăm niște trucuri.